Mulțumesc foarte mult, Zica. La meseria este brățară de aur, nu se mai aplică și pentru tinerii din ziua de astăzi. Școala de meserie este aleasă de absolvenții de clasa a 8-a doar pentru că au obținut rezultate slabe la evaluare. Deși pe piața muncii sunt 10 de posturi libere pentru sudori, spre exemplu. La singurul liceu din Arad ce pregătește elevi pentru această meserie s-au ocupat doar jumătate dintre locuri. Agenții economici sunt așadar nevoiți să caute forță de muncă în afara țării. În fiecare an, numărul absolvenților de clasa 8-a care își doresc să urmeze o școală profesională scade. Este și situația înregistrată la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Arad. Cererea foarte mare este la mecanici auto, unde avem o clasă și jumătate, celelalte trei specializări, CNC, adică operator la mașini cu comandă numerică, sudori și tinichigiu vopsitor auto, doar jumătate de clasă. Elevii ajung aici nu întotdeauna ca să învețe o meserie. Copiii care vin la școala profesională ajung datorită mediei pe care o au la examenul de evaluare națională. Media mică îi face să vină aici pentru că nu mai găsesc locuri în altă parte. Majoritatea dintre ei provin din zone defavorizate, familii defavorizate și au un risc de abandon școlar foarte mare. Sunt însă și elevi care fac mari sacrificii ca să învețe meserie în astfel de școli. Când te rog, la câte te trezești dimineața? La 5:30. 5:30 și când te întorci? La 3:30-4. Și începător pot să iau și 30 de milioane din cauza că termin profesional la sudoră și voi lua o diplomă în acest domeniu. Absolvenții au parte de o pregătire de top recunoscută internațional. Calificarea este de nivel înalt. Deci ei pot să se angajeze la sfârșitul celor 3 ani de școală profesională, ei sunt capabili să se angajeze în meseria de sudor. Cu tot mai puțin tineri români interesați să învețe o meserie, angajatorii se văd nevoiți să caute forță de muncă în alte